Salutare prieteni, bine ați venit pe tutorialegratuite.wordpress.com. Din acest tutorial vom începe o serie de tutoriale în care vom vorbi despre Microsoft Office PowerPoint 2010. O să prezentăm cât de cât opțiunile în cât de bine putem și o să vedem că nu este foarte greu de lucrat cu acest program. Este un program care n-ar trebui să lipsească din computerul celor mai tehnici, după părerea mea. O să începem prima oară cu tabul Home și vom face cel puțin jumate astăzi și vom continua zilele următoare, pentru că sunt multe de zis, multe de vorbit, dar bineînțeles, după ce veți învăța, nu vă va lua chiar așa mult să faceți o prezentare. Nu vom începe să facem o prezentare, nu vom face tot felul de efecte speciale, nu vom prezenta nimic, doar vom prezenta deocamdată acest meniu. Nu vom începe propriu zis să facem o prezentare, practic. Haideți să începem. Deschidem PowerPoint. PowerPoint 2010 se poate deschide în Windows XP dând click pe Start, All Programs, Microsoft Office și Microsoft Office PowerPoint. Acest proces fiind la fel și pe Windows Vista și pe Windows 7. În Windows 8 trebuie să apăsăm Windows, tasta Windows plus Q. Ne intrăm în acest meniu și scriem aici PowerPoint și suntem deja intrați pe acest meniu. Și putem deschide dând un click pe Enter. Putem să pinuim și în taskbar, asta e altă poveste. Așa, programul îl deschidem, arată cam așa. Acesta este spațiul de lucru, aici este o bară cu notițe, aici este bara opțiunilor de prezentare, opțiunilor de vizualizare, aici sunt taburile, Home Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Preview, Review, View, Add-ins. Aici avem butonul File, unde avem anumite opțiuni, bineînțeles le vom prezenta la momentul oportun și pe acelea. Începem. Avem funcția în Home, prima funcție, Paste. Avem opțiunea Paste și dacă dăm click pe Paste, ni se va pasta ce avem în clipboard. Dacă avem o imagine, ni se va pasta imaginea, dacă avem un text, ni se va pasta textul. Foarte simplu. Avem aici Paste Options, Paste. Putem pasta. Vom mai avea o opțiune aici și încă o opțiune care... În cazul în care avem în clipboard o imagine, poate pasta acea imagine. Avem aici Paste Special. Putem pastăm un bitmap independent, bitmap fiind o imagine și bitmap simplu, putem da și Display as Icon. Mai departe, haideți să scriem ceva, să de exemplu tutoriale gratuite, tutoriale, doar tutoriale, hai să scriem așa. Să selectăm textul și vedeți că aici avem următoarele opțiuni. Cut. Dacă dăm cut, ni se ia această selecție și o putem pune în clipboard. Este automat pusă în clipboard, practic. Ne spune și aici, uitați-vă aici când apare, cut the selection and put it on the clipboard. Asta se și întâmplă. Dăm cut și acum dacă apăsăm click dreapta și Paste, ne apare din nou acest text sau selectăm și apăsăm Ctrl plus V. Ok, hai să mergem mai departe, selectăm iarăși tot textul, avem aici copy. Putem copia, l-am copiat deja, avem copy și duplicate, îl putem duplica. Duplicate este o opțiune care se activează automat când sunt îndeplinite anumite condiții. Haideți să selectăm din nou tutoriale. Format Painter, avem aici niște opțiuni de format, ne poate schimba un pic formatul, această opțiune, format Painter. Avem aici, trecem mai departe, trecem la o altă parte, avem aici opțiunile de clipboard, vedeți, le putem se pune și pe această parte. Și avem aici și alte opțiuni, avem opțiuni de vizualizare, iar apoi avem slides, unde putem să avem opțiuni legate de slide. Avem opțiunea New Slide, apăsăm un click aici și ne adăugă un nou slide la prezentarea noastră. Aici
putem selecta tema pe care să o aibă acest slide nou creat, o putem pune title and slide, title slide. Avem aici duplicate selected slide, putem selecta mai multe slide-uri și le putem duplica. Avem slides from outline și rows slides. Avem aici layout-ul care este același lucru cu acesta, putem să punem blank, să nu avem nimic, putem să punem section header. Avem reset, putem să resetăm anumite setări. Add section, putem adăuga secțiuni, putem să le numim, putem da click dreapta rename section și de exemplu tutoriale. Dă click pe rename și ne redenumește această secțiune, care poate fi delimitată pentru a găsi mai ușor slide-urile care ne interesează. Mai departe, scriem din nou tutoriale, selectăm, controla. Avem aici fontul, putem alege un font frumos pentru textul nostru, uitați, de exemplu, Aharoni. Avem aici mărimea textului. În cazul în care nu vrem să-l mărim așa, putem ori să scriem aici direct numărul care ne interesează, 12 de exemplu, sau de aici micșorăm, mărim de aici și de aici micșorăm textul. Este foarte simplu, este chiar logic. Avem aici opțiunea bold, italic, underline, putem să tragem linia asupra acestui text. Aici avem opțiunea text shadow, putem să punem o anumită umbră asupra textului pentru a arăta mult mai interesant. Această opțiune este disponibilă de la versiunile Microsoft Office PowerPoint 2010 în sus. Aici putem tăia textul. Cer scuze. Aici avem opțiunea AV, putem să setăm cât spațiu să fie între litere. Poate fi util această opțiune în momentul în care, de exemplu, scriem cu Arial. În momentul în care scrii cu Arial, mai sunt probleme de spații și poți seta de aici acele probleme. Aici avem AA, putem avea iarăși anumite opțiuni asupra textului, dar trebuie selectat, bineînțeles, întâi. Uitați, putem să scriem în anumite feluri, putem să le facem mare, putem... E foarte simplu, chiar Microsoft Office PowerPoint 2010 ne oferă foarte multe opțiuni. Mai departe, avem culoarea textului, hai să punem un roșu, apoi avem more colors, putem să ne customizăm noi automat o culoare. Punem de exemplu, hai să facem așa, uitați ce culoare frumoasă ne creează. La fel, la opțiunea font, aici putem să o punem să vedem mai multe opțiuni. Este practic, sunt aceleași opțiuni de aici, numai că ne sunt afișate într-o fereastră. Avem aici opțiunea care ne poate reseta cum au fost la început. Ok, selectăm din nou textul. Avem aici aranjarea. Cum să aranjeze? Haideți să mai scriem ceva. Mai lăsăm un spațiu, scriem gratuite, WordPress, YouTube. Să vedem. Avem aici setările, cum să ni se afișeze. Le selectăm. Putem să ne afișeze cu bulinițe pătrate, cu aceste săgețele, cu aceste marcăre, să zicem bifat, cu aceste pătrățele, cu aceste romburi, cu aceste cercuri și cu aceste cercuri în croșate, care se numesc buline. Aici mai avem și bullets and numbering, avem și alte opțiuni, putem să facem noi o anumită personalizare. Bineînțeles, dacă vreți să iasă o personalizare, o prezentare profesională, aveți foarte mult de lucru, tocmai de acestea vreau să vă ajut să înțelegeți. Și avem aici alte setări, putem nota cu de la 1 până la... cu cifre, putem nota cu paranteze, cu cifre romane, cu litere majuscule, cu litere mici, punct și altfel cu litere mici. Iarăși avem mai multe opțiuni aici, mai departe. Avem opțiunile care ne situează acest text unde dorim noi, mai încolo sau mai aproape.
Această opțiune ne arată cât să fie spațiile între cele aceste trei cuvinte. Puteți selecta de aici. Aici avem opțiunile de aranjare. Putem aranja. În acest moment textul este aranjat către partea stângă. Îl putem centra, îl putem aranja către partea dreaptă și îl putem face să stea normal. Bineînțeles, cred că cel mai bine e să lăsăm așa înspre stânga. Și avem aici și mai multe opțiuni. Two clowns, three clowns, more clowns. Putem face noi mai multe columne. Coloane. Ok, selectăm din nou textul. Text direction. Putem să schimbăm direcția textului. Rotate. Să-l rotăm cu 90 de grade, cu 270 de grade. Să-l facem stacked. Și mai avem și alte opțiuni, mai multe personalizări. Vedeți, foarte multe le puteți descoperi și singuri. Avem aici text fill. La fel, opțiuni care se găsesc numai în tabul paragraph și font. Mai aici line text, vedeți middle, avem top, avem aici niște opțiuni foarte frumoase, putem să aranjăm foarte frumos aici, putem face foarte multe cu Microsoft Office PowerPoint 2010. Avem, uite, de exemplu, lăsăm așa, deci puteți face prezentări de o calitate profesională, v-am zis, dar puteți sau trebuie să munciți foarte mult. Aici la drawing avem anumite set. Putem scrie ceva. Și apropo, în momentul în care scriem ceva, să scriem un S și ținem mouse-ul aici sau dăm click dreapta, avem aceste opțiuni la fel ca în tabul font, le putem accesa mai rapid. Tabul drawing, putem desena ceva, putem aranja, putem face anumite culori, vedeți, foarte frumos. Sunt lucruri care probabil le știați, dar vi le readuc aminte. Dar sunt sigur că sunt multe lucruri pe care nu le știați. Tocmai de aceea vă și arăt. Vedeți că într-o prezentare nu este neapărat să faceți voi un design special pentru tot slide-ul. Puteți schimba design-ul în funcție de zonele de layout pe care le aveți în prezentare. De exemplu, dacă selectăm această zonă, putem să-i punem o temă. Vedeți? Foarte simplu și arată foarte profesional, deci chiar mie îmi place. Ok, hai să mai selectăm scris, uitați, putem selecta scris, shape fill, putem pune o anumită încadrare acestui cuvânt. Hai să mai luăm S-ul acesta, uitați, putem și muta, asta e absolut logic. Să scriem tutoriale, dar hai să-l mutăm mai spre mijloc, pentru că acolo este totul mai negurat. Ok, tutoriale. Să și selectăm acest text, shape outline, putem face anumite în afara textului, bineînțeles aici nu cred că merge această opțiune, shape effects, putem face anumite reflexii, uitați, nu merge aici în acest design. Acum am trecut de tabul editing, drawing, vedeți că nu este disponibilă. Ba, este disponibil, avem aici iarăși anumite opțiuni mai avansate, mult mai bine categorisite decât aici, dar aici sunt categorisite în așa fel încât să le putem accesa noi mai ușor. Uitați ce frumos apare, chiar mie mi se pare că este pro. O să selectez acest text. Avem aici opțiunea Find. Ce... sau la ce este utilă această opțiune. Hai să scriem tutoriale. Find next. Ne aflăm pe un slide. De exemplu, hai să facem o mică povestire. Ne aflăm pe un slide și dorim să căutăm ceva în lungul text de pe acest slide. Avem foarte mult text pe slide-ul respectiv și vrem să găsim un cuvânt. Vrem să găsim, de exemplu, o definiție. Vrem să găsim un anumit enunț. Îl scriem aici. Și dăm click pe Find Next. Ok, avem Replace, putem înlocui acest cuvânt cu ceva. Și avem Select. Avem aici mai multe opțiuni de selectare ca să ne apară mai multe. Eu vă sfătuiesc să lăsați așa default. Vedeți că am terminat cu tabul Home.
Vom face câte un tutorial separat pentru fiecare tab din Microsoft Office PowerPoint 2010. Foarte important este să înțelegem că nu poți face nimic fără muncă. E nevoie de multă muncă ca să iasă ceva frumos și tocmai de aceea eu vă învăț ce trebuie să faceți. Dacă aveți timp, dacă aveți timpul necesar, după cum v-am zis, puteți încerca să faceți prezentări frumoase, puteți să le uploadați pe YouTube, nu uitați, avem tutorial despre Adinul Camtasia Studio 8 PowerPoint Recorder. Aici, haideți să prezentăm și această opțiune, este totuși o prezentare mai generală a tabului Home și a ce mai vedem în acest program. Avem aici setarea după slide-uri, să ni se afișeze slide-urile mai mici aici și slide-urile mai mari aici. Putem redimensiona această căsuță după cum dorim, după cum vrem. Putem să o facem cât de mică dorim. Avem aici alte opțiuni, putem să aranjăm slide-urile așa, putem ca o carte, vedeți, ni se face o prezentare exact cât avem noi aici. Uitați, putem să închidem, ok, eu să închid. Și avem și opțiunea prezentare, care putem prezenta, bineînțeles, foarte, foarte simplu. Ok, o să lăsăm cum a fost la început. Aici ne arată câte slide-uri avem, ce temă avem, limba, putem schimba limba, putem pune limba cum vrem noi. Avem aici butonul Do Not Check Spelling. Ce înseamnă această opțiune? Și la ce nu este utilă opțiunea în cazul în care este activat? Check Spelling este o opțiune folosită în special pe Microsoft Office Word și în momentul în care scriem un cuvânt în română, în limba română, limba engleză fiind limba default, Microsoft Office Word va încerca să ne corecteze cuvântul adaptându-l pentru limba engleză, ceea ce nu este bine deloc, după părerea mea. Tocmai de aceea putem bifa această opțiune și putem seta română, click dreapta, nu click dreapta, apăsăm pe default, ne spune că va afecta toate prezentările, unde ies și facem limba română default și ok. Foarte simplu, v-am zis, aici avem slide-ul care putem cât de mare să ne afișeze. Uitați, este o claritate mare. Să lăsăm să se vadă slide-ul așa. Avem aici Fit Slide to Current Window și aici redimensionarea, bineînțeles. Avem aici butonul Save sau Control S. Avem aici butonul Undo, putem da înapoi. Sau mai avem și alte opțiuni, multe opțiuni. Avem aici să facem o punerea în fereastră și aici avem Quick Access Toolbar în care să bifăm ce să ne afișeze. Ok, cam atât din acest tutorial, v-am prezentat ceea ce era mai important din tabul Home și prezentarea generală PowerPoint sau Office PowerPoint 2010. Vor urma tutoriale legate și de celelalte taburi, vor fi tutoriale multe. Vor fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adică 9 cu tot cu acesta, 9 tutoriale, așa că veți avea ce să vizionați. Pentru mine nu este greu, probabil voi face câte unul pe zi și sper că vă va mulțumi acest lucru. Apropo, dacă tot am ajuns la acest lucru, vreau să fac un anunț. De acum tutorialele nu se vor face doar sâmbăta, am decis că tutorialele se pot face și în timpul săptămânii. În timpul săptămânii fac ori tutoriale, ori articole text, ori tutoriale rapide. Însă în momentul în care într-o zi nu postez, nu înseamnă că am abandonat site-ul, deci nu trebuie să vă panicați, să credeți că am plecat de pe site. Nu, dar câteodată chiar nu este timp de postat, sunt și alte lucruri de făcut, bineînțeles. Asta fiind o mică paranteză a finalului acestui tutorial, ca să vă explic mai bine cum stă cu site-ul nostru. Puteți viziona site-ul liniștiți, în momentul în care într-o zi nu postez, puteți vizualiza alte tutoriale, nu este deloc rău să faceți acest lucru, puteți comenta, puteți da like, puteți distribui dacă vreți și eu vă spun acum la revedere, vă mulțumesc că vizualizați tutorialele mele
și sper că site-ul va crește, sper că îl veți vizita în continuare, pentru că, după părerea mea, este un site de o calitate ridicată, un site foarte bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizare, la revedere!